Dorimena, de ce râși de mine? Vorbe serios. Te mâiți de adevărat? Adevărat. Și nunta o să fie chiar astă seara. Chiar astă seara. Și cum pot să uiți de toată dragostea pe care știi cum trăiesc pentru tine? Și cuvintele atât de bine de cuvintele pe care le spui. Bine, tata mi-a nimic. Pentru mine ești tot ceea ce sunt am putut. Și nu trebuie să te le mișchească deloc. Nu înțelegi, mă mărit cu un om pe care nu-l iubesc și pe care m-am hotărât să-l iau mai pentru bogăția lui. Eu sunt săracă, tu ești tot sărac și nu importă cu ce mijloace, dar trebuie să fim și noi bogați. Am profitat, da, de împrejurarea asta și am consimțit să mă mărit mai dorința de a mă vedea cât mai curând scăpat de hodoronul pe care îl iau. Cam mâine o să închid ochii, nici de lună o mai ducă. Dar ce e? Că o să dea oricum o fi timpul ăsta și că nu o să trebuiască să mă rog unui Dumnezeu să mă văd cea mai fericită vădvă. Domnule, tocmai de dumneata vorbeam și spuneam cele mai frumoase cuvinte care se pot spune despre cineva. Zara, cum adică dânsul este... Dânsul este viitorul meu soț. Aaa, îmi permite, domnule, să vă felicit pentru căsătoria dumneavoastră. Iar în același timp vă pun la dispoziție cu cea mai mare plăcere modestele mele servicii. Vă asigur, domnule, că luat de soție una dintre cele mai frumoase persoane. Dar când o privește, domnișoară, mă bucur alături de dumneavoastră pentru fericită alegere pe care ați făcut-o. Nu te bucura prea tare! Nu se poate să găsiți o partidă mai bună, iar dânsul face impresia unui excelent soț, din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea, domnule, doresc să mă prietenesc cu dumneavoastră pentru că împreună să înființăm o mică societate de petreceri și vizite. Ne faceți prea multă cinstea, Nicurora. Dar vreau să mergem, fiindcă mă grăbesc.